Unul dintre cei mai importanți investitori străini din județul Brașov este Purolite, o companie americană cu profil chimic, producătoare de rășini schimbătoare de ioni. Cu operațiuni industriale ce se întind în mai multe țări, aceasta funcționează în orașul Victoria din 1995. Recent, angajații au fost bulversați de vestea că își vor pierde locurile de muncă. Sunt 285 și oamenii știu că Mărul Discordii este stația de epurare a apelor uzate de la Viromet, unitate care trata apele uzate în urma procesului tehnologic de la Purolite. Contractul de prestări servicii a expirat la finele lunii mai, iar conducerile celor două societăți nu au reușit să ajungă la nicio înțelegere pentru prelungirea acestuia în alți termeni. În aceste condiții, Purolite se află în imposibilitatea de a-și continua procesul de producție în absența stației de epurare. Un fost angajat al combinatului chimic Viromet, Costică Badea, susține că Purolite își construiește propria stație de epurare, care însă nu este gata. Da, din păcate, este o veste care, o neînțelegere între cele două societăți, probabil din punct de vedere comercial nu s-au înțeles, este o perioadă în care vor suferi și oameni care lucrează la acel punct de lucru, dar și angajații Purolite. Este o problemă pe care o vor rezolva probabil Purolite, fiind create condițiile de a-și face o stație de purare proprie și treburile vor reveni la normal după o perioadă de timp, de probabil un an de zile sau poate mai repede, iar problema de mediu s-a rezolvat prin oprirea momentană și probabil se va rezolva și mai bine prin crearea unei stații noi care va fi construită la standardele de acum. Purolite funcționează în orașul Victoria de 25 de ani. Companii private, furnizoare de produse și servicii către operațiunile Purolite din orașul Victoria, beneficiază de asemenea de oportunitățile economice oferite de această companie în regiune. Locuitorii orașului și ai zonei reclamă de ani buni poluarea. Compania motivează că dacă era stația de epurare performantă, nu se mai vorbea de poluare. Rămâne de văzut ce se va întâmpla pe viitor.